Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu. Pentru că este evident o restrângere a drepturilor și libertăților individului, cetățeanului, iar asta, această restrângere, în niciun caz nu se poate face printr-un act al guvernului. Exact, nu e lege. Aici este o nevoie de o lege adoptată de Parlament și eu vă garantez că dacă vreodată această lege va veni, Partidul Social Democrat va vota împotrivă. Înțeleg, este o discriminare, necesitatea, nu? Sigur, dar nu așa. Nu așa cu acest certificat verde care, vă repet, este foarte clar, îngrădește drepturi și libertăți cetățenești. Și eu sunt convins că instanțele de judecată, când se va ajunge acolo, pentru că evident această decizia guvernului va fi atacată, da, în instanță. Eu cred că instanțele asta vor spune. Da, fără discuție, sigur. Va, asta e rolul lui. Rolul principal al avocatului poporului este să sancționeze sau să trimită în fața instanței că el direct nu poate să o facă pe eventuale încălcări ale drepturilor și libertăților cetățenești. Asta este, fără discuție, o încălcare a drepturilor și libertăților cetățenești. Nu e niciun fel de... Bine, acolo a ajuns cumva și la comisiile de discriminare, dar dumnealor spun așa, vrem să vedem ce vrea guvernul, pentru că și Constituția cumva legiferează, dar nu în contextul acesta, ci să nu se pună în pericol sănătatea oamenilor, cel puțin așa este scris constituțional. De acord cu dumneavoastră, doamna Mihaela. Haideți să o luăm cu școlile. Știți foarte bine că aproape un an și jumătate școlile cred că au stat peste 90% din timp închise. La cum merg lucrurile, iertați-mă că sunt puțin pesimistă, dar cred că nu va suntem fi la departe fel de acel scenariu. Și atunci noi am venit cu o soluție simplă, testare masivă. Bun, haideți să discutăm să dăm fie și există o propunere legislativă ca fiecărui elev să îi se dea gratuit, că asta este principala problemă, să îi se dea gratuit un număr de teste pe săptămână. 1, 2, câte este nevoie. Iertați-mă, să eu nu sunt din domeniul medical. Acești copii, dacă doresc, evident, părinții, da? Dar în niciun caz să închidem școala așa tamnisam, că așa, eu am mai spus-o, e cel mai ușor să închizi. Când nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea, nu, domnule, închidem, trimitem copiii acasă și gata, ne-am spălat pe mâini. Nu. Pentru că, iată, copiii noștri au pierdut aproape un an și jumătate de școală. Eu nu vin dintr-un sistem medical, dar înainte de a veni aici, auzind ceea ce auziți și dumneavoastră și aude toată lumea, da, nu e rău ce spuneți dumneavoastră, dar n-ar fi mai bine ca statul. Mă gândeam așa, eu, pur și simplu venind aici, să testeze anticorpii la toată populația, că atunci știi care are anticorpi, nu mai face imediat vaccinul. Care, înțelegeți ce spun? Da, doamne, nu sunt de specialitate. 120 parcă de lei, nu poate statul să suporte asta? Dar asta vă spuneam, că alte state mai avansate, dacă vreți, ca noi din punct Franța de vedere... Franța testează non-stop asta și tot timpul și gratis. Spun. Uitați, un exemplu simplu. În Austria, fiecare cetățean primește 5 teste pe săptămână, pe lună, gratuit. Da? Pe care poate să și le facă. Fenele, sigur, da, că da. Gratis, asta trebuie să facă. Testare masivă, doamna Mihaela, pentru a încerca să nu închidem iar economia, pentru că lucrurile sunt foarte clare. La de marți, auziți, a treia doză de vaccin. Cine o face? Care dintre noi o facem? Că suntem vaccinați și dumneavoastră și eu. Ne facem anticorpii, 120 de lei, scoatem din buzunar să vedem dacă mai avem. Asta că spun, dacă nu mai avem, facem, dar dacă mai avem, de ce să facem? Soluție există, doamna Mihaela, dar când vii și judeci nediscriminatoriu, de mâine faceți a treia doză. Faceți opoziția. Păi asta vreau să vă spun, asta facem
am propus această testare masivă a populației și am spus-o de la început, fie că e vorba despre copiii noștri, fie că e vorba despre adulți, fie că e vorba, dar cheia aici este testarea masivă și, mai important, gratuită a oamenilor. Pentru că testele astea sunt destul de scumpe. Nu toată lumea și le permite. Așa cum, de exemplu, s-au putut da măști categoriilor defavorizate, că s-au, iată, că DNA-ul spune că s-au achiziționat fraudulos și măștile și materialele de protecție, asta e altă discuție. Faceți, oameni buni, o licitație transparentă, cumpărați în condiții corecte teste sau decontați prin casa de asigurări, că toții plătim asigurări sociale, asigurări de sănătate, da? Haideți să testăm masiv, pentru că asta este cheia. Pe lângă o campanie inteligentă de prevenție și de a convinge oamenii că să se vaccineze. Am rămas stupefiat când l-am auzit pe așa zisul premier Câțu spunând, domnule, că eu nu sunt agenția de advertising să conving oamenii. Păi domnule prim-ministru Câțu, când colegul dumneavoastră Orban în sediul guvernului fumează și bea și mănâncă fără să respecte regulile, atunci ce pretenție să mai avem de la oamenii simpli să respecte aceste reguli? Cu mulți alți miniștri care acum sunt tot acolo. Evident. Și ăsta e doar un mic exemplu. Pe de altă parte, am văzut pe ministrul sănătății că face o loterie a vaccinațiilor, încearcă tot felul de metode de atragere a oamenilor pe acest segment. Credeți că este ok ceea ce se întâmplă? Adică așa poți convinge populația de... Doamna, sau faci mai rău? Doamna Mihaela, nu știu ce impact. Eu nu cred că va avea un impact major această loterie a vaccinării, care, iată, însă și denumirea sună oarecum ciudat. Vă repet, aici este vorba de credibilitate și de a da informații corecte și complete oamenilor, ca ei să ia decizia, sigur că da, dar să o ia în cunoștință de cauză, să o ia informați, să o ia având la, ca și alternativă, testarea periodică. Dacă poate unii dintre ei și-au format această convingere, ok, pe oamenii ăia totuși sunt 70% din populație, da, vă reamintesc. Da, periodic, domnul Manta, înseamnă 72 de ore. Că da, câți bani poți să ai, da, ca să te testezi non-stop, să intri și într-un market, să te duci la doctor, vă să te reamintesc că doar 30% din populația României este vaccinată. Ceilalți 70% nu pot fi scoși din circuit, ca să zic așa. Nu putem să divizăm țara în vaccinați și nevaccinați. Deja să, se întâmplă să spunem, și este o discordie. Dumneavoastră aveți drepturi, colegul dumneavoastră nu, care poate nu s-a vaccinat dintr-un anumit motiv, nu. Asta nu se poate. N-au făcut decât să învrăjbească oamenii așa, cel exact, puțin așa consider eu, exact, indiferent cine ar fi fost la guvernare. Dacă, deci până nu, în momentul ăsta aici vorbim despre... Aici să vă contrazic, să știți că toate aceste măsuri alternative propuse de către PSD, cel puțin în domeniul acesta medical, sunt opera doctorului Alexandru Rafila, cu care eu mai vorbesc fiind coleg la Camera Deputaților cu mine. Da, dar tendințele au venit, au fost europene, adică au fost cumva impuse. Nu e de, vă contrazic. Păi dumneavoastră ați spus mai devreme că Franța testează masiv și lucru care e adevărat. Da, dar s-a luat noi modelul Italiei. Facem, noi dar suntem noi nu pe modelul facem, italien. Doamna Mihaela, în momentul în care noi testăm în zilele bune 40-45 de mii de teste acum suntem în la o populație Europei. De 18 milioane, 19 milioane, cât o mai fi pe aici, este extrem de puțin. Păi este, noi și după Bulgaria stăm un an cel și mai jumătate, rău. Aproape 2 ani de la debut, un an și jumătate de la debutul pandemiei, noi n-am crescut capacitatea de testare. Nu se poate așa ceva. Pe de altă parte, vedeți că acum este acest val de informații că foarte mulți vaccinați sunt în spital. Lumea este debusolată, este de-a dreptul... Știți ce n-am văzut eu și cred că, dar să văd dintr-o sursă oficială, care este într-adevăr procentul celor infectați
raportat la populația vaccinată, care este procentul celor decedați raportați la vaccinați. Adică eu n-am văzut o informare dintr-o sursă oficială cu privire la chestiunea asta și de asta vă spuneam că lipsa aceasta de informații și tot felul de informații de fake news-uri care circulă pe piață, toate aceste informații determină oamenii să nu mai aibă încredere în sistemul medical, să nu se vaccineze, să umble cu tot felul de teorii ale conspirațiilor. Sincer, îi înțeleg pe mulți dintre aceștia, pentru că atunci când statul nu vine și nu comunică informații corecte și complete, iată, se ajunge la această la această respingere a ideii de vaccinare. Am cerut o incidență în Târgu Jiu să vedem câte cazuri avem. Suntem, da, în scenariul verde. Avem roșu, iată, Crasna, Samarinești, Godinești, Roșia de Amaradia. La municipiul Târgu Jiu avem 138 de cazuri confirmate în ultimele 14 zile, ca să și spun exact cum, da, incidența cum stă, că e, am cerut acum la DSP, da, știind că am în direct cu dumneavoastră. Da, incidența e destul de mică pentru Târgu Jiu, Doamne ajută să rămână așa. Pe de altă parte, am vorbit despre tot ceea ce ni se întâmplă vis-a-vis de sănătate. Suntem nemulțumiți cu toții, speriați de-a dreptul, pentru că nu știi ce se întâmplă, nu auzi decât că va avea loc sâmbătă, duminică, congresul. Dar mai sunt și acele voci care spun că la 3-4 zile după congres o să vedeți ce se întâmplă, că vă închid, că... Nu. Deci este o întreagă nebunie. Să nu uităm de cei care și-au pus nunțile. Mai sunt oameni care culeg via și și-au pus nunta în noiembrie, decembrie. Sunt chiar foarte multe cazuri, multe dintre ele știu, de tineri care deja și-au amânat de 2 sau de 3 ori evenimentul. Păi, și acesta poate cel mai important din viața lor. Pur și simplu și l-au amânat pentru că nimeni nu știe, iarăși, că vorbeam de lipsa de decizia autorităților, doamna Mihaela, de indecizia autorităților. Nu se știe, domnule, peste 2 săptămâni, care sunt pragurile? La pragul de 3 se întâmplă așa. Lista de măsuri, la pragul de 4 se întâmplă așa lucrurile astea. Gândiți-vă că au modificat pe șest hotărârea de guvern ca să permită organizarea congresului PNL. Deci, cred că oamenii aceștia ne insultă inteligența când consideră congresul PNL un spectacol cultural pentru numele Dumnezeu. Pur și simplu este un atentat la inteligența noastră, pentru că știți că guvernul Câțu a modificat acea celebră hotărâre de guvern astfel încât să permită desfășurarea evenimentelor culturale. Păi poate vine cineva și cântă acolo și gata, e cultural. Ce? Cred că domnul Orban poate să cânte, că am văzut că are veleități de cântăreți. Doamna Mihaela, sincer, acești oameni cred că ne insultă inteligența cu bine, dacă e așa, noi de ce stăm? Cu astfel de decizii. Sau ce facem? Păi, asta facem. Eu vă garantez că cred că marți are pronunțare curtea sau pe 28 are pronunțare Curtea Constituțională. Mă, se întâmplă și aici lucrurile sunt foarte clare. Dacă cei de la Curtea Constituțională vor spune, domnule, moțiunea celor de la AUR și de la USR este ok, poate fi votată, treceți pe calendar, Partidul Social Democrat o va vota. Dacă nu, a doua zi sau săptămâna aceea, Partidul Social Democrat va depune propria moțiune unde îi așteptăm să voteze și pe cei de la AUR și cei de la USR. Deci, din punctul meu de vedere și calculul hârtiei, guvernul Câțu este istorie. Și e normal să fie așa, pentru că eu cred că a fost cel mai slab guvern al României din ăștia ultimii 30 de ani din democrație. Dați-mi un pronostic, ce credeți că se întâmplă sâmbătă? Cine va fi așa? Doamna Mihaela, că nu putem probabil ghici, nu că suntem noi, probabil că va câștiga Câțu, pentru că, iată, războiul acesta sângeros cu denunțuri, fiecare iese și spală rufele în public, domnule,
nume, Câțu a fost la pușcărie, Orban a făcut nu știu ce, a săvârșit nu știu ce infracțiuni, Orban a făcut trasul de trafic de influență. Deci oamenii aceștia, ca să folosesc limbajul academic, se toarnă între ei într-un stil foarte mare. Totuși, vorbim de primul ministru al României și fostul prim-ministru al României, Ludovic Orban. Deci războiul între ei a depășit de mult granițele politice. Pentru că e foarte clar, am zis-o, cred că Rareș Bogdan, informația despre Câțu a venit din zona PNL. Deci, iată, pur și se toarnă unii pe alții. Nu mai vorbim atunci de credibilitatea partidului care, iată, și credibilitatea guvernului, doamna Mihaela, pentru că discutam despre ce încredere au oamenii în autorități când comunică despre situația pandemiei. Și o întrebare, vedeți-l nu pe mai Câțu avut, ca să vedeți dar ce încredere au oamenii. Pentru că sănătatea guvernului ne preocupă cel mai mult acum. Întrebare, PNL-ul nu avea un alt om cu care să vină la sănătate? Păi, trebuia să fie... De ce trebuia să-l aduci pe același pe care l-ai renegat la un moment dat? Nu știu. Din câte știu, este ministru ungur al Cheche Otila, dacă nu mă înșel, este ministru interimar la sănătate. Am văzut că s-au pus peste tot. Eu aștept ca domnul Dan Vâlceanu, care înțeleg că este și ministru transporturilor interimar, în această perioadă de timp să se preocupe și de județul Gorj, că eu cred că se pare că dânsul a uitat complet de ceea ce înseamnă județul Gorj. De ce spuneți asta? Haideți să vă spun de ce, pentru că la oata, bun, la cei de la CEO, da, mă refer la cei de la oata, pentru că oata este o problemă extrem de gravă pentru Motru și aș vrea să discutăm, pentru că oamenii aceia vor rămâne, nu neapărat anul ăsta, poate de anul viitor, fără apă caldă și căldură, un oraș întreg, pentru că tu, guvern, n-ai fost în stare, ministrul finanțelor, văd că iese domnul Vâlceanu și susține, domnule, că nu se pot aloca banii. Păi, domnule Vâlceanu, până acum 5 ani de zile, de ce s-au putut aloca banii? Să știți, pentru că nu s-a schimbat. Și Radio Accent nu s-a schimbat este nimic. Lună în care să nu fi vorbit nu despre lucrul ăsta legal cu invitații. Okay. Deci, orică l-am avut pe primarul de la Motru, orică ați venit dumneavoastră, fie că a venit cineva de la guvern, de la București, din Parlament, noi am discutat aspectul ăsta, pentru că e un întreg oraș, oraș care, hai să spunem pe-a dreapta, acum înflorește, adică ce face primarul pe acolo se vede zilnic. Cumva schimbă tot ce poate. În fața orașului, așa este. Păi, sunt 15.000 de oameni, doamna mea, sunt 15.000 de oameni care riscă, care vor rămâne, dacă lucrurile rămân așa, pentru că e clar, asta e direcția spre care se îndreaptă, care vor rămâne fără apă caldă și căldură. Amintați la începutul emisiunii despre partea asta economică și ce ne facem de la cât avem în buzunar până la cât avem de plătit și cumva să ieșim din iarna asta păcătoasă, că noi care ne gândeam că pandemia cumva ne duce spre sfârșit, când auzi așa că vin în valuri și mai mari și mai tari și mai periculoase, nu știi încotro să o iei. Păi, cred că vă referiți la creșterea explozivă a facturilor, în primul rând, pentru că, vedeți, dumneavoastră, a existat o creștere a prețurilor combustibililor, va exista o explozie, și nu mă feresc de cuvinte să spun, a prețurilor la energia la căldură și la curent, la energia electrică și la cea termică. Lucrurile sunt mai dramatice și nu vreau să sperii pe nimeni decât par la prima vedere, pentru că veți vedea creșteri 50, 70, poate 100% ale facturilor. Da, premierul a avut în discuție și o oarecare plafonare, adică credeți că nu va aplica? Haideți să vă spun care sunt soluțiile noastre și să știți că, că le-au preluat, inclusiv ziceți, la Comisia de Industrie Parțial sau unde le-au preluat prost. La Comisia de Industrie, al cărui membru sunt, am discutat. Aici sunt două planuri și nu vreau să fiu foarte tehnic. Este planul imediat ce putem face ca să trecem această iarnă fără ca să avem să sufere populația prea mult. Asta e planul imediat. Și planul pe termen mediu și lung, care înseamnă deschiderea unor noi capacități de producere a energiei electrice. Deci ăștia sunt cele două planuri. Pe plan imediat, cum trecem această iarnă? Păi aici ai relativ puține soluții la îndemână. Legea consumatorului vulnerabil, pe care
care legea a fost adoptată la inițiativa Partidului Social Democrat și care presupune ca să statul să vină să suporte o parte dintre costul suplimentării facturilor la energie electrică și termică pentru cei pentru cei care n-au așa posibilități materiale, și legea acolo prevede foarte clar plagurile de la care se acordă acele subvenții pentru cei mai nevoiași sau pentru oamenii simpli, că din păcate oamenii simpli vor suferi, da? Deci legea consumatorului vulnerabil sau cea mai importantă măsură pe care văd că Câțu, deși a enunțat-o, nu are curaj să o dea, este aceea de plafonarea prețurilor. Statul, dar dacă vreți o re-reglementare, adică o reîntoarcere un pic la perioada dinaintea liberalizării, statul poate să intervină, doamna Mihaela, și să plafoneze prețurile. Legea trebuie. Permite așa ceva. Acum chiar trebuie, legea pentru că mai e ceva ce nu se ia în ca calcul. Pentru o secundă, 10 secunde și termin. Legea permite ca pentru o perioadă de până la 6 luni de zile, care ulterior poate fi prelungită, să intervii pe piață și când piața o ia razna și să o reglementezi, să impui niște reguli. Oameni buni, trader de energie sau producători, nu mai puteți vinde cu 1500 de lei pe PZU, pentru că asta ar însemna de 5 ori factura oamenilor. Da? Vă puteți limita la o anumită sumă. Nu sunt eu măsură să o stabilesc, că sunt instituții ale statului. Dar plafonarea asta trebuie să se facă, pentru că dacă nu, teoretic există, nu există nicio limită până la care piața se poate duce. Dar mai este un aspect care nu văd că scăderea nu e luat în... TVA-ului, așa cum a făcut Spania. Spania a venit și a venit cu un set de măsuri pentru gazele naturale și a plafonat prețurile. Da, e o țară care și-a ajutat, ca și Franța, de altfel. Nu s-a luat în calcul, ați spus dumneavoastră, acel consumator vulnerabil. V-ați referit la o anumită categorie, dar nu o luați în calcul pe una mare. Cum este, de exemplu, IMM-urile? Cum este Horeca? Ce face dacă vii cu certificat, nu mai ai clienți, îi trimiți pe angajați acasă, adică îți crește ce, șomajul, nu știu, sau nu ne mai dă nici șomaj? Alaltăieri am depus în Parlamentul României, colegii mei de la Senat, o lege care vizează tocmai această ajutorare a IMM-urilor, pentru că, să fim serioși, 20% din energia electrică este consumată de populație, restul de 80% este consumată de industrie. Gândiți-vă ce ar însemna ca o creștere din asta explozivă să ducă, de exemplu, la închiderea buzinei Daci. Absolut fără nicio legătură. Vă dau doar un exemplu ca să înțelegeți magnitudinea. Acolo, din câte știu, lucrează în jur de 15.000 de oameni cu tot ce înseamnă platforma. Ipotetic vorbim, da, fiecare are un număr exorbitant. Ce faci dacă oamenii ăia se duc și se relochează în Maroc? Păi deci deja mai au o fabrică. Ce se întâmplă atunci? De asta spun că e important țara. Pentru consumatorul vulnerabil s-a făcut ceva, dar cred că la fel de important este și această lege pentru sprijinirea IMM-urilor. IMM-urile sunt 96% dintre ele sunt românești, sunt cu proprietari români, oameni care produc plus valoarea și o mai importantă o păstrează în țară. De asta vă spun că am venit cu această lege pentru protejarea IMM-urilor de aceste scumpiri și noi sperăm să fie cât mai repede trecută prin Parlament și să intre în vigoare. Atacăm un pic în discuție și agricultura, pentru că este importantă ca să putem trăi, trebuie să mâncăm și să bem apă, nu? Da, fără discuție, aici vă repet, iarăși o inițiativă legislativă pe care eu o consider foarte bună și care este deja în circuitul de avizare, aceea de a crește salariile din agricultură prin aplicarea schemei din construcție, adică statul să vină să suporte o parte din contribuțiile sociale, la fel, vă repet, cum se întâmplă și în construcție, astfel încât să poată să fie majorate și salariile din agricultură, pentru că să știți că am vorbit cu mari producători îndeosebi din domeniul acesta al agriculturii, cu mari fermieri,
care au spus, domnule, deja avem o problemă majoră cu forța de muncă, pentru că în agricultură salariile sunt foarte mici, munca este extrem de grea, așa cum știm cu toții. Utilajele, cred că majoritatea luate la mâna a doua. Nu mai vine, sigur, nu mai vine lumea. De asta spun că e cazul să intervenim legislativ așa cum am făcut-o pentru sectorul construcțiilor și să încercăm să subvenționăm, nu știu dacă e cel mai bun cuvânt, o parte din contribuții astfel încât salariile să crească și în domeniul acesta al agriculturii. N-a fost un an foarte bun pentru multe cereale. Pe de altă parte, pesta porcină, ați văzut ce a făcut și aici în Gorj, aproape că a decimat la un moment dat, oamenii își puneau problema ce vor face, vine iarna, e tradiția noastră așa cum e, nu se știe cât o vom mai putea respecta din anume condiții. Pe de altă parte, întorcându-mă un pic la școală, vis-a-vis de toate pachetele astea pentru elevi, pentru cadrele didactice, care multe sunt nemulțumite că nu și-au primit nici ele ceea ce li s-a promis, vă întreb dacă în pachetele dumneavoastră, pe care, iată, ne-ați tot spus, n-ați ținut secret că dumneavoastră aveți și oameni pregătiți pentru guvernare, dumneavoastră aveți și alte pârghii care pot ajuta țara să iese din impas. Dacă pentru învățământ, la fel, ați gândit de o manieră în care să nu se mai întâmple sau să nu ne întoarcem cumva la ce a fost. Și asta vorbind ipotetic de ceea ce se va întâmpla, cu spuneți dumneavoastră, poate peste o lună de zile, dacă scenariile dumneavoastră ies așa cum... Vreau să fac o precizare înainte de a vă răspunde la întrebare. Cel mai probabil guvernul Câțu este deja istorie, vorbim la trecutul, la timpul trecut despre un personaj care eu cred că va rămâne în mod negativ în conștiința. O spune toată lumea și dumnealui nu conștientizează? Mă rog, e problema dumnealui, sigur că fiecare își formează părerea despre sine într-un mod propriu. Păi și atunci și atâta bătălie să iei șefia unui partid? Mă întreb și eu oarecum pot delegații să voteze pe un prim-ministru care n-a făcut mare lucru pentru țară. E adevărat că nici alternativa nu e totuși grozavă, dar asta este strict problema lor. Pe mine aici nu sunt, vreau să judec conducerea Partidului Național Liberal din perspectiva unui cetățean simplu. Bun. Ce facem noi pentru școală? Păi am spus-o foarte clar. În primul rând, amintiți-vă că există o lege care prevedea creșterea salariilor profesorilor de la 1 septembrie. Nu s-a dat această creștere, deși, vă repet, există o lege în vigoare. Păi mi-a zis domnul Ișvan că există o lege și pentru copii, toate rechizitele trebuie să le suporte statul. Iată că... Noi nu știam de ea sau nu... Școala este gratuită, vă reamintesc că școala este gratuită. Păi și unde să ne ducem? De la cine să luăm rechizitele? De la primar? Cei care au făcut școala un pic mai de mult, așa cum sunt și eu, știau foarte bine că manualele tot timpul au fost gratuite. Adică nu cred că s-a pus vreodată problematica... De a cumpăra aceste manuale. Păi și acum, la cei mici, cel puțin, că nu vorbesc în cunoștință de cauză, sunt gratuite, dar nu știu la cât timp se schimbă, pentru că câteva generație tot așa, îți vai mama lor. Asta e discuția, se schimbă programa foarte des, știți foarte bine la ce mă refer. Lucrurile însă... Oricum, e mai mult particular, cumpără multe culegeri, nu? Și lucrăm după culegeri. Evident. Acum, sigur că statul aici nu poate să intervine și eu sunt de acord. Atâta timp cât vrei să lucrezi după culegeri, trebuie să o faci pe banii părinților, fără discuție. Dar altceva vreau să spun. Atâta timp cât, din păcate, în ultimul an și jumătate s-a stat mai mult în online, și ăsta e lucru care cel e mai dureros, că cel s-a mai grav, un examen, cel da? Mai grav, da? Asta trebuie să se sfârșească. Copiii noștri nu mai trebuie să mai stea în online, pentru că este efectiv o generație pierdută. Acești copii, un an și jumătate, stând acasă, practic, au pierdut foarte multă materie și atunci revin la această idee a testării a capacității statului, astfel încât să pună la dispoziție copiilor posibilitatea de a se testa la intrarea în școală, un număr de teste gratuit, așa cum am mai spus. Bun, am mai venit cu o inițiativă legislativă în sensul ăsta, la aceeași discuție și pentru profesori.
Da? Niciun caz nu poți să-i obligi să se vaccineze, pentru că, vă repet, asta este fără discuție o încălcare a drepturilor și libertăților cetățenești, dar oferă alternativa, oferă alternativa de a se testa de cât mai multe ori și, mult mai important, gratuit. Și mai este un aspect, nu dureros, îngrijorător, te testezi, ești la test pozitiv, intri în carantină, tu și familia ta, statul și-a luat mâna de pe tine. Dacă n-am rude, prieteni, vecini care să vrea ei să mă ajute, eu ce fac 14 zile în casă? Întreb, pentru că nimeni nu-și mai pune problema asta, frate. Păi amintiți-vă, doamna Mihaela, că amintiți-vă că primăriile, cel puțin la debutul pandemiei, suportau o parte dintre costurile cu mâncare. Atunci, un pic. Bun, știți ce s-a întâmplat după aia? A venit Curtea de Conturi, și au existat decizii de imputare. Bine, și oamenii ăștia mor în casă 14 zile, sunt cu copii, nu? Pe lângă faptul că la servici nu se mai duce, șeful ăla poate îl înlocuiește. Dom'le, grav ce se întâmplă și nimeni nu vorbește despre aspectul ăsta. Intru 14 zile și ce fac? Beau apă de la robinet? O să-mi tai și apa, că 14 zile nu lucrez? Evident. Următoarele 14 zile nu le pot plătești, plăti? Da? Așa este. Păi deci, și ca interpelări nu vă duceți acolo în Parlament să le puneți dreptate, așa? Aveți perfectă dreptate, inclusiv cu această chestiune. Deci e gravă, asta e cea mai gravă în momentul actual. Privitoare la nealocarea fondurilor, doamna Mihaela, gândiți-vă că sunt primării în acest județ care nu au asigurat banii de salarii până la sfârșitul anului. Adică angajații primăriei muncesc, dar nu au certitudinea că își vor primi salariile până la sfârșitul anului. În halul ăsta de subfinanțare i-a trimis guvernarea PNL Câțu. Și mai e, că tot vin cu lucruri dureroase, nu e posibil să ai un primar PNL în toată Oltenia și la rectificare bugetară tu să nu primești nimic aici? Zero lei. Deci este absurd, este dureros. Doamne, este... sunt curios pe cine mai devine acum domnul Romanescu, pentru că dânsul am văzut că este specialist în a da vina pe guvernarea PSD cât a fost în opoziție. Ok, acum are guvernul dumnealui, a primit 0 lei la rectificare. Eu mă bucur că se descurcă și cu 0 lei, uite că mai aduce un troleu, uite că mai dotă școlile, acolo uite că sunt fonduri mai europene, putut să mai facă doamna, câte ceva. Doamna Mihaela, proiect început de pe vremea administrației Cârciumaru, dar încă o dată, asta e o altă discuție. Ce facem cu calea eroilor? Ce facem cu cele două poduri care stau să se prăbușească? Ce facem cu caii și câinii care încă suntem pe străzi? Miercuri le avem ce aici facem? În accent. Bun, și cu siguranță ne va spune. Da, eu sunt de acord, au existat niște proiecte ale primăriei, foarte bine că lucrează la iluminat, foarte bine că... Eu cred că totuși, eu am încredere că în următorii patru ani ceva dar se va vedea. Dar ce facem aici cu calea eroilor? Doamna Mihaela, este o rușine ceea ce se întâmplă pentru pe calea eroilor. Este o rușine. Nu-i vorba numai de faptul că sunt copii acolo la școala 4, la Tudor, la școala 8, care se joacă pe lângă școală, pe acolo. Riscă vreunul să se întâmple vreo nenorocire. Dar e vorba de turiști. De 2 ani de zile, ce să aduci turiști, ce să-i arăți turistului? Uite că nici n-am vorbit prea mult despre acest aspect. Chiar mă bucurează dimineața când auzi că va fi o nouă bagnotă pe piață de 20 de lei și va fi Ecaterina. Așa că, iată, eroii de la Jiu, pentru prima dată o femeie pusă acolo la loc de cinste. Despre turism, că tot ați adus aminte. Haideți așa în ultimele 5 minute să le alocăm și acestui aspect. E adevărat că a fost pandemie, că s-a circulat, nu știu, mai rar în țară, mai mult au ieșit din țară, ați văzut Egiptul, Turcia, au fost Bulgaria a fost destinația sau destinații de vis pentru români, pentru că foarte mulți în acest an au ieșit dincolo de granițele țării, unde spun dumnealor că au fost mai accesibile prețurile decât în țară. Sigur că, amintiți-vă, vă dau un exemplu, Bulgaria, o bună parte din vară, n-a avut niciun fel de restricții pentru turiștii străini și eu am fost vreo două zile pe litoralul bulgăresc, vă spun sincer, discutam cu hotelierul de acolo și îmi spunea, domnule, foarte, foarte mulți turiști
80-90% sunt români. Sunt români. Iată că au avut o strategie inteligentă de a alege de promovarea turismului. N-am fost acolo, nu știu să vă spun. Am văzut eu. Da? Sunt pe grupurile lor și am văzut, da. Bun. E cumva, dar, se vorbește în românește. Da, e foarte posibil. Sunt comunități de oameni care se duc acolo pentru că li se pare mai ok. Turismul în județul Gorj poate să aibă o șansă prin fondul acesta de tranziție justă. E ultimul tren, să zicem așa? Probabil la că este ultimul tren. La câte îndatoriri am auzit noi că am participat județul, și participă și copiilor noștri. Însă, atâta timp cât, spre exemplu, nu ai o legătură care să te lege la o autostradă, gen drum expres, și aici domnul Vâlceanu, că tot este ministru și al transporturilor, amintiți-vă că există și județul Gorj. Amintiți-vă că nu s-a făcut nimic pentru drumul dintre Scoarța și Pitești. Dar știți ce ar zice dacă ar fi aici lângă mine? V-ar întreba, dar voi ce ați păzit toți acești ani? Că păi cu siguranță... vă reamintesc că dumnealui de 2 ani de zile este la guvernare. Partidul Național Liberal. Peste o lună se fac 2 ani de zile. Vă reamintesc că au stat aproape 10 luni să desemneze câștigătorul pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic la drumul expres. 10 luni în condițiile în care mai era o singură firmă în cursă. Deci ne omoară termenele astea. Și aici trebuie despre schimba ceva. Despre asta e vorba, doamna Mihaela. Dacă a uitat, îi reamintesc. Ne întoarcem la bordeie și la alte obicei. Iată că am ajuns la finalul acestei emisiuni. Mai aveți ceva de comunicat celor care ne ascultă în acest moment, toată Oltenia și nu numai? Da, vreau să le transmit oamenilor să aibă încredere în măsurile pe care le propune Partidul Social Democrat, pentru că, vă repet, avem o lege de susținere a consumatorului vulnerabil, avem o lege care sper să, deocamdată inițiativă legislativă, sper să revină lege pentru IMM-uri, că este un lucru extrem de important. Plafonarea prețurilor la energie, iarăși, este un proiect de lege care este în Parlamentul României. E nevoie de presiune publică pentru așa ceva, pentru că toate aceste lucruri pe care noi ni le dorim să devină realitate, este nevoie și de suportul publicului pentru asta, de presiunea publică, pentru că văd că pe guvernanți nu-i mai interesează aproape deloc de această țară. Ca să nu creadă cineva că instigăm sau, doamne ferește, instigați. Blocată, nu-i vorba cred de că mai degrabă aici. O dezbatere multe dezbateri publice pe subiecte care ard. Amintiți-vă ca că să se ia o măsură bună. Țara este blocată până la guvernul, până la Congresul PNL. Păi ce Nimeni nu mai ia nicio măsură de 4 luni de zile majoră. Sunt câteva zile, dar mie că trece și ați Congresul mai și auzit nu se de schimbă vreo nimic. Inițiativă majoră a guvernului în aceste 4 luni de zile de când asistăm la această luptă surdă și nu știu ce au zis dumneavoastră, dar eu au numai de certificatul ăsta verde, deci de 4-5 zile încoace vă și repet, de vaccinarea care începe în marțea 3-a doză. E o restrângere a drepturilor și libertăților cetățenești, eu cred că nu sunt dubii aici. Și noi nu vom fi de acord cu asta. Nu se poate să restrângi drepturile și libertățile cetățenești pentru că vrea guvernul Câțu. Nu se poate. Vom sta cu ochii pe dumneavoastră, pe ei și pe tot ceea ce înseamnă rău sau bun în România, pentru că ne privește pe toți. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi, de cei care ne-au ascultat și vă doresc toate cele bune. Numai bine! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Mihaela Andreescu.